I'm a fear, there's no one to turn to. Ce mod mai bun de a-ți începe săptămâna, ziua, dacă nu pe plajă, Radu, tot pe plajă te găsim, spune-mi ce faci. Tot pe plajă, este o excepție acum, normal eram la birou la București, dar la noi nu bate vântul atât de des și atunci când bate trebuie să profităm de el. Spune-mi puțin în ce constă echipamentul tău, pentru că te-am găsit gata echipat și m-a cam dat. Păi neoprenul care ne protejează de frig, după aia avem harness-ul care ne ajută să ținem smeul, pentru că smeul este foarte puternic. Gândește-te că într-o zi cu vânt puternic eu sar 15 metri, sar, stau câteva secunde în aer și atunci nu poți ține toată forța doar în mâini. Ele sunt două feluri de harness-uri sau trapeze, unele de spate și unele care sit harness. Pentru cei cu probleme la spate sunt de recomandat cele sit harness. Iar aici avem bara care e conectată la un smeu. Ea are patru linii, ai opțiunea de a face ca zmeul să tragă mai slab, să depowerezi în termeni, așa se numește. Ai roșu pe partea stângă, ăsta greu pe partea dreaptă și mai departe ai să-l ridicăm. Te rog, vrem să te vedem acolo și mai apoi să ne spui și cum s-a desfășurat. Da, și după aia te învăț și pe tine puțin. Superb! Și acum că ne-a fost prezentat echipamentul, haideți să-l vedem pe Rădu cu Mazăre în acțiune. Bianca, stai pe margine și învață de la expert. Eu înțeleg că tu vrei să mă înveți, dar eu am văzut ce faci tu acolo și nu știu cum să spun, dar mie mi-e teamă. Păi da, dar eu mă dau de 14 ani. Pentru tine la început o să fie diferit. Începem pe mal, după aia intrăm în apă dacă vrei și abia după aia îți dau placa. Explică-mi puțin cum controlezi lucrurile aici, că pare foarte dificil din viziunea mea. Pare, dar să știi că nu este. Acum vântul bate din spatele nostru, bate nord-estul. Se consideră că smeul stă la ora 12 acum. Când stă în poziția asta, el trage cel mai puțin. Ulterior, când vrem să mergem, spre exemplu, partea stângă, trebuie să-l băgăm în fereastra din stânga, undeva între, putem considera ora 9 ca fiind linia orizontului, și atunci smeul trebuie să stea în zona asta, pe la 10, 11. În cazul în care nu bate suficient de tare vântul, cum este astăzi, este nevoie să caităm smeul, adică să-l mișcăm. Dar, repet, doar în fereastra în care dorim să mergem. Adică, dacă eu îl trag spre dreapta, el merge spre dreapta. Dacă îl trag pe stânga, merge spre stânga. E asta sigur? Asta e sigur, da. Și uite, ca să vezi, nu trebuie mare putere să ai când îl controlezi. Merge și cu un deget. Ai tras, el s-a dus într-o parte. Ai tras în partea cealaltă, s-a dus. În regulă, mă echipez, ce pot să spun. Ești pregătită, da? Eu ți-l voi da, iar tu îl ții așa la 12. După cum vezi, nu e foarte puternic, îl ținem cu un deget. Stai. După care, când îl duci dreapta sau stânga, nu faci ca mișcarea de la volan, nu faci așa sau așa sau... Trebuie să-ți imaginezi că bara este ținută de... e prinsă aici de ceva. Și tu doar tragi așa. Sau așa. Întrebări? Cred că am înțeles. Lecția de acrobație este gata, iar noi suntem tare nerăbdători să vedem cum se descurcă Bianca. A învățat de la cel mai bun și nu s-a lăsat. Dacă i-a ieșit sau nu, ne spuneți voi.
ușor, nu te speria. Ok. Acum sunt la 12? Da, acum ești la ora 12. Ok, unde mergem? Mergi în dreapta. Așa, bravo, înapoi la 12. Iar în dreapta. Așa. Poți să mă lauzi, oricând vrei tu poți să mă lauzi. Dar chiar te descurci foarte bine. Poți să merg la 9? Nu, că dacă mergi la 9, îl punem, îl aterizăm cum ar fi. Ok, ok. 9 și, ora 9 și ora 3 este pământul. Sau plaja. Uite-mă la 1 și... Nu, dar pentru început, mișcările pe care tu le faci acum sunt foarte bune. Pentru că tu te obișnuiești acum cu el. Cum reacționează comenzilor, cum stă în vânt. Mi se pare extrem de periculos să fac asta. Și nu pot să-mi imaginez cum aș reacționa în apă. Uite, acum e foarte liniștit. Păi da. Era 12. Da. Și fii atent că am făcut dreapta puțin. Și ajung în Costinești. Stai liniștită, Bianca. O să ne prefacem că nu am văzut asta. Îți mai oferim o șansă să ne arăți ce poți. Așa, bravo, stop acum. Și acum ce faci? Acum îl țin normal. Ah, ok. Poți să-i faci o rotație pe partea cealaltă acum, pe partea stângă. Prea târziu. Hai că îl poți să-l redresezi. I'm going under and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving could be sleeping.